Dragi credincioși, sunt actorul Cristian Alexandrescu și am pregătit pentru voi un material mai mult decât interesant. Doctorul care a văzut iadul și a auzit țipetele osândiților. Ca om de știință, medicul Rajiv Parti obișnuia să-i desconsidere pe pacienții care, fiind pe moarte, îi descriau imagini din lumea de dincolo, până când a suferit el însuși o operație care l-a adus între viață și moarte și a văzut cazanul iadului cu proprii săi ochi. Fostul anestezist șef de la spitalul Bakersfield Heart din California descrie experiența cutremurătoare pe care a avut-o în afara corpului în timp ce se afla în operație. Experiența prin care a trecut l-a determinat să renunțe la postul pe care îl deținea, să-și vândă cu un preț mic posesiunile de lux, printre care vila luxoasă și mașinile scumpe, pentru a duce o viață mai simplă și mai virtuoasă. Simțind că își părăsește corpul anesteziat, el a povestit că era foarte înspăimântat și se întreba ce se va întâmpla cu el dacă urma să cutreiere prin veșnicie ca spirit. Am zburat până la tavan în timp ce medicii se ocupau cu operația. Mă simțeam ca un astronaut care ieșise din costumul său. Sentimentul de panică îmi creștea, până când totul a început să se întunece. Mi-am susușurat, mă întorc în trup. Apoi m-a cuprins o frică imensă. În dreapta mea auzeam strigăte de durere și suferință. Am fost tras în jos și am ajuns pe ceva ca un caldarâm în mișcare, la marginea unui canion în flăcări. Fumul îmi umpla nările, dar era și mirosul dezgustător de carne arsă, povestește fostul doctor. El consideră că se afla pe buza iadului. Povestește că a încercat să se întoarcă, dar de fiecare dată când făcea un pas înapoi, o forță nevăzută îl împingea înainte. O voce mi-a vorbit telepatic. Ai dus o viață materialistă și egoistă, a spus aceasta. Știam că este adevărat și mi-era rușine. De-a lungul anilor mi-am pierdut capacitatea de empatie față de pacienții mei, mărturisește Rajiv Parti. În noua sa carte, Dr. Parti descrie cum a fost diagnosticat cu cancer de prostată în 2008, iar operația făcută ulterior pentru înlăturarea tumorii a eșuat. În 2010, la două săptămâni după a cincea operație eșuată, medicul care avea atunci 51 de ani s-a simțit rău și și-a recunoscut imediat simptomele. A intrat în șoc septic și ar fi murit dacă nu era imediat tratat. După ce a fost dus în sala de operații, Dr. Parti spune că își amintește momentul în care i s-a făcut anestezia, o procedură pe care el însuși o efectuase pe mii de pacienți. Până în acel moment privise cu desconsiderare pe pacienții care susțineau că își părăsiseră corpul și observaseră, din afara trupului, modul cum erau operați. Acum el însuși a avut o astfel de experiență. El povestește că vocea care i-a spus că a dus o viață materialistă și egoistă, în care nu mai empatiza cu pacienții săi, i-a amintit de un moment când a dat-o afară din biroul său pe o femeie care plângea, fiind îngrijorată de faptul că soțul ei suferea de cancer în fază terminală. În timp ce fumul se înălța și sufletele care ardeau țipau în jurul meu, m-am gândit la posesiunile mele și la cât de lipsite de sens erau acestea. De ce aveam nevoie de toate aceste lucruri? De ce aveam nevoie de o casă atât de mare încât atunci când eram în părți diferite ale casei, trebuia să comunicăm unii cu alții prin iPhone, a afirmat Rajiv Parti. Disperat, doctorul s-a rugat lui Dumnezeu să-i mai acorde o a doua șansă, în timp ce simțea că este târât către o sândă. Rugăciunile sale au fost auzite și atunci cineva, pe care doctorul Parti l-a recunoscut imediat ca fiind tatăl său decedat, l-a apucat de mână și l-a îndepărtat de vârtejul de foc. Apoi s-a trezit înapoi în corpul său în spital. După experiența aceasta, fostul medic a publicat o carte despre renașterea sa și a renunțat la viața egoistă de dinainte. În România a devenit cunoscută povestea unui tânăr care acum câțiva ani a fost victima unui accident cumplit și s-a zbătut între viață și moarte în sala de operație. El povestește experiența pe care a avut-o în timp ce se afla în comă, cum a văzut iadul și raiul și cum l-a întâlnit pe Dumnezeu înainte de a se întoarce printre cei vii. Experiența i-a transformat total viața. Un medic român revenit din moarte clinică duce miracolul mai departe și are grijă de copii prin fundația pe care a înființat-o. S-a întors din moarte și acum le face viața mai frumoasă celor apăsați de greutăți. A scris și o carte despre experiența lumii de dincolo.
Medicul a dat calciu. Este un miracol, spun colegii săi de breaslă. După cum arăta remeneul său, ar fi trebuit să fie inertă la pat. Doctorița revenită din moarte clinică îngrijește acum sufletele copiilor prin fundația pe care a înființat-o. Înainte de Crăciun, colindă cu ei prin spitale și transmite mesajul iubirii care vindecă și înalță. Ada Calcio a trecut pragul lumii de dincolo în 1992 după un accident rutier. Era în Turcia cu echipa națională de natație. A ajuns în comă profundă cu traumatisme grave la cel mai mare spital din Istanbul. Acolo a intrat în moarte clinică. Mie mi-era foarte bine. Eram într-un loc celest. Eu cred că în rai am fost. Acolo erau flori, o verdeață continuă, păsărele și numai iubire. Nimeni nu se certa cu nimeni. Erau îngeri pentru că erau asexuați și erau cu aripi. Eu nu știu cum eram, că nu mă vedeam pe mine. Cert e că nu se supăra nimeni cu nimeni. Nu țipa nimeni la nimeni. Simțeam o iubire continuă. Toată lumea se iubea. În momentul în care mi-am revenit la viață, numai calm nu am avut. Cred că s-a întâmplat pentru că eram atât de plină de mine. Ada a revenit la viață pe 8 septembrie, de ziua nașterii Maicii Domnului, care a devenit și ziua renașterii sale. Au urmat 7 ani de recuperare cu mult chin. A scris și o carte despre experiența de dincolo. I-a uimit și pe colegii de breaslă, care nu-și dau seama cum de trăiește. Am arătat remeneul meu la 2 profesori universitari de neurologie. Și unul care m-a văzut așa cum mă vedeți dumneavoastră a zis: dacă vă vedeam doar remeneul, ziceam că sunteți o legumă la pat. Nu mai aveați zone, sunt un fel de gelatină. Nici nu știu cum stau în picioare. Celălalt profesor care nu m-a văzut zice: ăsta e un miracol. Înainte de marea cumpănă, Ada Calcio era medic imagist. În anii 80 făcea ecografii și era foarte căutată. O prietenă psiholog i-a propus să meargă la mănăstirea Antim. Și a avut o revelație. Am nimerit de Sfântul Antim Ivireanu pe 27 septembrie cu o muzică așa care semăna cu ce am auzit eu în rai. A revenit la mănăstirea unde l-a întâlnit pe părintele spiritual Sofian Boghiu și a înființat fundația Sfântul Antim Ivireanu. Așa a devenit și Ada Calciu un adevărat părinte pentru sutele de copii deștepți din familii cu greutăți, cărora le-a fost sprijin în ultimii 15 ani. Dragi prieteni, în continuare vă voi prezenta cele mai spectaculoase reveniri la viață din moarte clinică. Walter Williams, bătrânul, originar din Mississippi, Statele Unite, era foarte bolnav. A fost dus la spital de rude. Atât familia cât și medicii se așteptau ca bătrânul să-și dea duhul pe patul de spital. Nu știm cum s-a făcut, dar la un moment dat bărbatul chiar nu a mai avut puls și a fost declarat mort. Întâmplarea s-a petrecut recent, în februarie 2014, însă șoc. În timp ce pensionarul era transportat spre firma de pompe funebre, angajații spitalului, dar și rudele, au văzut cu stupoare că sacul în care fusese băgat se mișca. Reprezentanții spitalului s-au făcut vinovați pentru asemenea gravă eroare. Bunicuța Liudmila Strebliskaya din Rusia are o poveste la fel de șocantă. Femeia suferea de probleme cu inima, iar în urma unui infarct, medicii au proclamat-o moartă. N-o să vă vină să credeți, dar pacienta a stat 3 zile la morgă până ca rudele să o ia. Familia cheltuise deja bani frumoși pentru mormântare, îi aranjase până și groapa femeii, însă când au fost înștiințați de la spital că decedata de fapt a revenit din morți, au rugat groparii să astupe mormântul. Li Xufeng, o bătrână în vârstă de 95 de ani din China, se simțise rău într-o perioadă. Într-o zi, vecinii au observat că bătrâna nu mai ieșise din curte. Au pătruns în casa femeii și când au văzut-o întinsă în pat fără suflare și fără să reacționeze într-un fel, au bănuit că femeia și-a dat sufletul. Au început pregătirile de mormântare, numai că în China tradiția cere ca mortul să fie ținut 6 zile înainte de a fi îngropat. Bătrâna a petrecut câteva zile bune în sicriu, în timp ce rudele se găteau pentru pomană și pregăteau de îngropăciune, pentru ca în final Li Xufeng să se trezească la viață. Bebelușul Cohen Jones a trișat moartea încă înainte de a se naște. Când mămica lui s-a prezentat la un control în timpul sarcinii, medicii au anunțat-o cu regret că nu aud bătăile inimii fătului și că nu observă nicio activitate cardiacă.
Femeia a fost pregătită pentru naștere, atât ea cât și medicii, fiind convinși că va aduce pe lume un copil mort. Numai că la scurt timp după naștere, personalul medical a observat că pruncul respira cu greu, dar din fericire era viu. Cathy Ogg, o mămică din Australia care a născut prematur la 27 de săptămâni doi gemeni, a fost informată de către doctor că numai unul dintre cei doi copii a supraviețuit. Bebelușul aparent mort era fragil și chiar nu avea semne vitale. Îndurerați, părinții l-au pregătit de mormântare. Cathy și-a strâns pruncul mort în brațe și a început să plângă, să-l mângâie și să-l sărute, spunându-i cât de rău îi pare că s-a întâmplat așa și că nu a putut supraviețui. Numai că minune! În timp ce îi vorbea, bebelușul a început să miște. Știrea a făcut în conjurul lumii. Părinții cred că atingerea mamei l-a readus la viață pe micuț. Hamdi Hafez al-Nubi, un chelner în vârstă de 28 de ani din Egipt, a fost declarat mort după ce a suferit un infarct la muncă. Îndurerată, familia s-a pregătit de mormântare, însă nu l-au mai dus pe decedat la spital. Au cerut ca doctorii să vină acasă și să-i facă formele pentru certificatul de deces. Când medicii au sosit însă acasă la mort, au observat cu stupoare că bărbatul are puls. Mare noroc a avut că nu a fost îngropat de viu de către propria familie. Micuța Yasmin Gomes din Brazilia a uimit o lume întreagă. Fetița a fost declarată moartă la naștere, iar părinții au pus-o într-un sicriu și au lăsat-o în capela spitalului în timp ce se pregăteau de mormântare. S-a născut fără semne vitale, iar medicii și asistentele făcuseră tot posibilul să o aducă la viață. Toată lumea, inclusiv părinții, erau convinși că fetița a murit. Numai că la câteva ore de la naștere, angajații au auzit un copil plângând în capelă. Era Yasmin, care își revenise ca printr-o minune la viață. Micuțul Paul a supraviețuit ca printr-un miracol după ce era la un pas să moară înnecat în lacul din spatele casei bunicilor. Totul s-a întâmplat într-un orășel din Germania. Copilul de numai 3 ani se juca prin curte și a alunecat în apă. Bunicul său l-a găsit aproape mort după câteva minute bune. A fost dus de urgență la un spital de lângă Berlin cu un elicopter. 4 doctori l-au resuscitat timp de 3 ore și 18 minute, scrie cotidianul german Bild. Aproape că își pierduseră orice speranță, dar, dintr-o dată, inima micuțului a reînceput să bată. Șeful spitalului, dr. Lothar Schweigerer, a spus că nu a văzut așa ceva în viața lui pentru că, de regulă, copiii care au stat atât de mult timp scufundați în apă nu-și mai revin. Când a deschis ochii, Paul le-a spus părinților că a văzut-o pe bunica Emi în rai. Mi-a spus că mă voi întoarce pe pământ din nou foarte repede, a șoptit copilul. Moartea clinică reprezintă o situație aflată la limita dintre viață și moarte. De cele mai multe ori fiind vorba despre pacienți aflați în situații critice din punct de vedere medical, având funcțiile vitale biologice, activitatea cardiacă și respirația abolite pentru anumite perioade de timp. Moartea clinică reprezintă de fapt perioada de timp în care organismul nu mai poate reacționa la divers stimuli intern sau extern, care pot determina reluarea activității automate a miocardului, mușchiul inimii și a respirației, respectiv a centrilor nervoși cardiorespiratori situați în trunchiul cerebral. Reluarea activității automate ale acestor centri, care descarcă ritmic impulsuri nervoase către mușchii ce coordonează circulația sanguină, miocard, respectiv respirația, musculatura intercostală și diafragmul, reprezintă resuscitarea propriu-zisă, intervalul de resuscitare de la oprirea funcțiilor vitale până la reluarea lor, reprezentând, de fapt, fenomenul cunoscut sub numele de moarte clinică. Intervalul de resuscitare are, sau durata de timp în care un organism poate fi moarte clinică, depinde viabilitatea celulei nervoase, fenomenul devenind irreversibil în momentul în care centrii nervoși cerebrali sunt lipsiți de aportul de oxigen pe o perioadă de timp ce depășește 5-10 minute. Durata timpului după care mai este posibilă resuscitarea cardiorespiratorie variază în funcție de vârstă, sex, diverse boli sau tare ale organismului, precum și în funcție de împrejurarea care a determinat evenimentul declanșator. Există situații când pacienți considerați decedați prin submersie, în nec, în apă rece, au putut fi resuscitați după perioade de timp considerate inițial depășite pentru resuscitare, adică de ordinul orelor. Aceasta explicându-se prin faptul că la o temperatură scăzută,
nevoia de oxigen a celulelor nervoase este mult diminuată, ceea ce permite supraviețuirea lor un timp mai îndelungat. Faptul că oameni aflați în moarte clinică relatează diverse fenomene, la desprinderea de trup, vizualizarea unor imagini sau diverse alte percepții, se poate explica prin activitatea centrilor corticali, care rămâne prezentă în toată perioada intervalului de resuscitare. Dragi credincioși, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun simplu, Doamne ajută! Pe curând!